Domnule profesor, am vrea să vă întrebăm în primul rând ce vârstă aveați atunci când ați intrat în rezistența armată anticomunistă? Domnule, întâi să dau o caracterizare epocii. Eram o țară ocupată, iar ungurii, care sunt foarte atenți la firmă, de vreo 2 ani de zile, am fost la Budapest la mulți câțiva ani, ei nu vorbesc de regimul comunist, ei vorbesc de regimul ocupației bolșevice. Ocupație, comunist, nu? Evite cuvântul bolșevic, că evident că vorbesc de urși, te gândești la urșoare de la cuie sau italiu, te gândești că de astea mănânce. Deci, dincolo de tropie și aliterat care folosesc cambesc, nu? Vă aș juca să credeți că angajarea noastră la tineretului, la generației mele, n-a fost o chestiune de ordine mobilizare sau de obligație. Și a fost faptul că am simțit că e nevoie, pierdusem ocazia de ghilimele a războiului, am învățat la 17-18 ani, putem să ne facem și noi cât de cât o datorie față de cei care ne clătineau casele când trăgeau cu tacurile prin fața lor. Deci am intrat în mișcare, așa cum te duci cu mușca militară. Am înțeles. Știu că, din ceea ce am citit, că dumneavoastră ați fost, practic, implicat sau ați avut un rol important în aflându-vă în subordinea unor general de seamă, unor ofițeri superiori ai armatei legale române. Cine erau aceștia și ce misiuni aveați dumneavoastră din partea lor? Vă mulțumesc că de multe ori dați misiunile care le căpătam, eram speriat. Fiindcă, vă dau un exemplu, trebuia securitatea urma să-l aresteze pe maiorul Dimitriu. Și eu primisem ordinul să-l anunț. De unde afla generalul, ulterior am aflat de la capitanul Iancu Rogu, care a fost ulterior împușcat din faptul că timp de aproape 4 ani de zile, 3 ani și jumătate, ne-a furnizat generalul informații, el fiind șeful stației de telegrafie, șeful stației regionale a securității. Deci n-a fost, să zic, n-au fost momente prea plăcute, fiindcă nu știi dacă te duci prea târziu și dacă nu cumva ne nu găsești securitatea să treabă, ce cauți? Nu. Vârsta 18 ani. La 18 ani pierdusem, să zic, legătura cu cartea, pierdusem legătura de mea liceu, facultate, dar eram angajat într-o luptă care la început mi s-a părut așa ambalată într-o, să zic, într-o voință aurie. Unde mi-am dat seama că se poate să scrie viața ușor de tot și ceea ce a urmat, pe m-au arestat când veneam din trecutele Bozia. Dar ce urmat a fost, într-adevăr, o luptă de asta, cum s-a spune, din întuneric. Am înțeles. În memoriile dumneavoastră, cu care ați ajuns, dacă nu mă înșel, la volumul 5 sau 6? 6, 6. 7. Așa. Vorbiți foarte mult de întuneric și chiar una din cărțile dumneavoastră se numește prea mult întuneric, Doamne. Întunericul care cuprinsese România în acei ani de ocupație sovietică, în care comunismul era practic instaurat de regim de teroare. Așa. Dumneavoastră ați încercat să străpungeți acest întuneric. Ați fost unul din acei tineri care totuși s-au înrolat în această armată de rezistență. Cine era generalul Cardaonț și în ce context ați ajuns să lucrați cu dânsul cazul de existență? Eu, general, când e vorba de camarazii mei, nu folosesc adjective. În
în fond, eu îi pomenesc, nu? Cât pot și unde pot, dar oamenii ăștia erau de înaltă calitate. Cel care a fost prun lovit, prun de schimbiuit, pot spune, a fost colonelul Călăreu, comandantul școlii de artilerie din Căreua. Vreau să scoată de la el, cum era și normal, era și eu de unitate, să scoată din ofițerii care îi gerei, să scoată ușenii, să scoată oameni care urmau. N-a dat pe nimeni colonelul. Alt erou a fost colonelul Petre Grigorescu, comandant de regiment de Grenicer, regiment 8. Iarăși, nu am fost obiect cu nimic, să zic, galeriile celor adresați, în urma unor denunțe. Vedeți, e foarte greu acum să trec pe un registru care din ce în ce mai mult capătă lacune, din ce în ce mai mult este păsărat cu pauze. Că memoria mai așa, dar oamenii aceștia intră rândele, cu mine împreună, într-un fond care se uite, într-un fond care se și dorește să se uite acum. Vă spun sincer că de multe ori mă sunt întrebat, dar sunteți cumva rudă, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și mă abțin, fiindcă am o cealaltă de rezervă față de atât de tineretul universitar, cât și de copiii colegilor mei de meserie. Și în general, de viața asta, să zic chiar politică, pe care cu Grișa. Eram foarte invitat la... să mă intrați la cumva pentru unul al unii sau alții. Respect, dar un lucru care m-a impresionat la ziua națională a Franței, unde am fost obligat să vin și eu cu uniformă de fost combatant. Și am văzut pe cei care au vrut să răpate în fel din banchierie, mă rog, acolo, erau în loc al lor, unde erau zeci și zeci cu decorațiile fost. Unii erau cu decorațiile pentru părinților. Ori nu... Am avut un exemplu recent. Cineva, o doamnă, care a semnat prima proclamație ca de țară, care s-a dat la 3:30, în ziua de 22, la televiziunea română, a decedat acum 2 săptămâni. Și a făcut și o cerere să-i se acorde un loc de militar, să-i se acorde un loc, pentru că a fost combatantă. A fost și înainte, în mișca noastră de rezistență. Era stioardese și ne purta nouă, să zic, mesajele pe Europa Liberă. Am cu numele respective, pentru care îi răspund acum așa, în beneficiu de inventar. N-am primit niciun răspuns. Ca și cum, zice francez, genere, ca și cum și-ar putea pune. Ori, în moale un artist, îi duc și odorul, îi duc respectul, nu mai departe, sau cineva, văd acolo, a decertat jos, o mamă, trăim într-o epocă în care istoria, dacă nu va fi controlată, devine un submarin. Și va fi foarte greu să-l mai recuperăm. La mine, în oraș, orașul Craiova, tatăl meu a făcut muzeul cel mare din Craiova. Și a avut un bus. Busul l-au topit în 48. Cine zice locul ei? M-am dus de ani de zile să încerc cu cei care sunt în conducere, pe unul a fost chiar ministrul apărării, să-l conving, dom'le, dați niște bani, să-l punem bustului, domnul Ștefan Ciușan, 1915, formează titlul de muzeul al Olteniei. N-a căpătat niciodată, decât faptul că se ne transmis cu tare. Ăsta este pericolul nostru, să ne îngropăm o istorie care trebuie să recunoaștem că cam departe cea de care vrem astăzi. Vorba unui academician
pot să-ți spun numele, îl cheamă Crești acum, mai Crești acum, are 25 de ani, îl cheamă Dan Berendei, și care a dat 50 de hectare de pădure și un conac și 45 de hectare de a făcut cadou. Statul român, frate, mie și am tot anume. Din păcate și mă îngrozesc mereu, n-am dezertat, dar am făcut conserva cu care nu mai am obosit. De 3-4 ani de zile am încercat să-i restituim. Valoare obligatorie a verii pe care a avut-o ăsta lăsat de către moșii și moșii. Nu am reușit. Ba chiar mi s-a spus de către un oficiu care se ocupă cu restituirea, un tovarăș, dacă nu pot să-i spun, să aducă mai multe acte pentru că nu sunt complete. Și mereu am adus, până când avocatul mi-a spus, nu m-a adus, ce scrie să-i mântim. Domnule profesor, revenind la perioada de existență, ar fi foarte interesant să ne evocați, în scurte cuvinte, în ce detalii despre misiunea pe care ați primit-o în legătură cu găsirea acelor zone ierice a aterizării avioanelor americane. Știu că la un moment dat, dumneavoastră, fratele dumneavoastră și alți militanți umblați prin Carpații meridionali pentru a identifica aceste zone. Care era motivul? Cine v-a dus misiunea? Și cum au decurs aceste căutări? Mă obișnuiți așa, cu incursiune în epocă. După moartea lui Roosevelt, am venit a venit Truman, Truman a fost capitan de Navata americană, mă rog, având o informare activă și plenară, cum spun eu, și-a dat seama că Stalin pregătea pentru anul 53 o invazie a Europei. Lucrurile pentru unii dintre noastre sunt în domeniul fanteziei, pentru eu care am citit raportul șefului de stat-major al armatei șefe, mi se pare un lucru de care de accepte, colaborez cu alte surse, mă rog. Stalin, într-adevăr, trăia în momentul când, cum am spus el de doar, îmi voi copti diviziile mele, tancurile mele, în Pirineți. Bun. Sau n-am niște măsuri. Măsuri la nivelul Senatului și mă aprobate și mai jos. Ori măsurile astea au pornit din 47-48. Măsurile care vizau o activare a serviciilor de informații și de prezență a unor grupe de parașutiști pe teritoriul României, Bulgariei și Greciei, zona aceea, insoluționată, bineînțeles. Ce s-a petrecut? S-a trecut la arestările masive, 14-15 mai, 48, și până la tot ce au considerat de ei, că pe granițe ar fi o populație activă în anumite momente. Și s-a trecut la niște deportări masive, numai în Timiș Toronto, s-a trimis pe pământ virgin 15.000 de deportați. Au fost deportați și de pe linia Dunării, ca voi, 5-6.000. Într-o casă, lucruri care, iarăși, nu am găsit de niciun istoric de-al meu și am de gând să-i cam iau în primire pe colegii mei de la institut, să se ocupe și de relațiile cino-sovietice și de cum ne-au ajutat chinezii când trebuie să fie rușii peste noi în atunci cu Cetovașii și multe alte lucruri care sunt interesante. Să citiți, vă rog, dacă vă promit că voi mări numărul arhivelor la 1000, că se vândă 500, se vând imediat. Ori în
tabloul ăsta de alarmă, nu? Noi am început și noi să ne organizăm. De exemplu, în Ordenia, unde erau cam 70-80 de mii de ruși, știam toate mișcările care le făceau. Știam ce vizitatea, ce punea și mașinile alea antigă le cunoșteam. O singură mișcare, o convulsie am simțit, am auzit că 20 ceva august au binevoit să ne arunce un desant de arme germane, normal, puteau să fie arme americane, dacă erau căzut la gura motorului unde rugioși în pădure, erau ruși. Și au zis mersi rușii și țărani din câteva comune, așa, care au luat parașutele care au demătească. Când am ajuns noi din zona muntoasă, uluițile, și au o uluire de asta, ca oamenii nevinovați. Pe urmă am aflat că atât parașutațele care s-au mai făcut, au mai fost încă două, dar la fel, au fost plasate pe teritoriul ocupat, dar soarta cuvinte a fost în parașutiști. Grupul celor cinci de la Cambridge, în funcție cu firmii, care era reprezentantul, nu numai an englez, dar și american, pentru acțiunile de venișul la Balcani. Îmi povestea cineva care am avut prilejul să-l și cunosc, dar nu mie, ci colegul meu și mie, care am fost coleg cu el în spațiul 90, că aveau hărțile date de așa maniere, încât îi blestema vântul, că duceau pe parașutiști mai departe de locul unde trebuie să fie primiți de ei. Declara Neacu Bozma, șeful serviciului de fond la informație, care am cunoscut personal, după ce l-au luat afară, după ce am plecat pe ceva, și nepoata dânsului am preparat eu ca să intre în facultatea de istorie. Și cu ocazia asta l-am cunoscut pe unchiul său. Și zis dumneavoastră ca să vă și am pus, după ce am mirosit eu că l-am cal bătrân, nu? Că este o umbră, nu? Așa se pe la sport. Era un om cu zâncare. Cât putea să fie un securist cu zâncare. Dar eu l-am depistat în Antifol, în Antifol sau în Antifol, fiindcă omul a venit cu cea mai frumoasă pereche de șorapele din bol. E, pentru mine, care mă uitam și la chiulasele armelor, la cei care veneau după noi și spuneau că sunt partizani, evident că leacul ăștia însemnau ceva. Bun. Deci, trădarea a fost la noi în casă. Am înțeles. Iar mai multe pe atâta pot spune în completare, pentru cei care mai intipuieți istoria, vă dați cu auzul, Teamădeu, știți cu toți, și s-a petrecut la Teamădeu. Capturat de la conducerii Partidului Național. Maniu care își mai spune și număra și treptele, așa se spune, pe urmească lui. Tocmai el, omul care vorbea foarte puțin, ceea ce la mine este o realitate, l-a acceptat, nu mai știu pe cine, ce nu dau nume, dar cert este că au pregătit foarte bine și n-a fost o opera celor de la noi, ci opera Serviciului de Informații Sovietic. Au înșepat o plecare fictivă. Și din eu am făcut să fie crezut și mai mult decât crezut. Maniu avea informații, cum aveau și șefii mei, că peste un timp de regele va fi coptit afară și că partidele istorice își vor număra zilele. Deci, din punct de vedere a unui șef de partid, era firesc să accepte alternativa asta, mai
că există imperativul ăsta, ce să alegi statul major. Știți foarte bine, la Steaua Rău erau două organe, dacă încărcau 4 cu 4, păi erau cu 12, au luat și soțiile lor, că zic că lucrurile stau cu bijuterii, cu fiare, cu toate astea. Dar ce am aflat eu ulterior? Am aflat că o Sfântă Ambasadă, care o cunoșteam, nu eu, cei care erau superiorii mei, ar fi știut de această tentativă, de această cursă, în fond, organizată pentru Partidul Liber, Partidul Țărănesc. Liberare ne-au dat nimeni. O să puneți întrebarea dumneavoastră și special cei care sunteți tineri și vreți să mă aflați, ce interesa Domnul Englejii? Pe nu interes. Începusem să-i nervă. Iar în Barcă, iar un bun reprezentant atât american, dar și englez, are o frază uluitoare. Îmi pare foarte rău și regret și plec din țară cu gândul că mereu l-am înșelat pe acest om. Pe Maniu. Pe Mihalache, mai aproape, dar pe Maniu în special. Vă dați seama ce înseamnă să împingi pe cei care, în fond, timp de 2 ani, 3 ani, nu? Și care au murit la Mihalache, care au murit ori, iar Maniu, ca voi să vorbea de treptele ca atunci când l-au mormântat. Și nu numai aia. Deci, în rezumat, vreau să vă spun că am avut o istorie cu jertfe, o istorie cu prietenilor și n-am servit pe generalul Leo Romanescu, care a ministru ajuns la aviație, o poliție cu 38-40 de avioane și care ajunge să se subsecretar de stat și care timp de un an și jumătate a dat informația englezilor. Nu pot să spun, nu vă pot spune, nu pot să declar în fond cine l-a vândut, ce este pe la arestat. Și ultimul lui cuvânt a rămas un cuvânt care eu repet, a fost acuzat în dată de trădare și a spus în fața unor repărături, care erau pasamente judecători și procurori, m-a acuzat în antrepărare, voi sunteți stătători, nu eu. De mine vor pomeni generații întregi, de voi vor, nu vor ști alții, se vă împoape cât mai adânc. Iar când am trecut noaptea de la celula morților, ce joacă de masă la moarte, ne-am ridicat toți în picioare, 200 și ceva și am cântat și noi deșteaptă de române, iar toți noaptea au făcut veșnică lor pomenie. N-am auzit în mușcăturile, fiindcă era un gând și eu era, să zic, mușcăria noastră, iar mușcăturile nu se auzeau bine. Câteodată când era iarnă, și mai puțin, nu le auzeam deloc. Dar vara mai gândeam pentru un ecou. Da. Am de întrebări. Domnule profesor, una din misiunile pe care le primise răți în cadrul, făcând parte din conducerea Mișcării Naționale de Rezistență din Oltenia, una din misiunile dumneavoastră era aceea de a recruta studenți, cel puțin așa reiese din activele securității, din sentința pe care ați primit-o, de a recruta elemente din cadrul studenției și de a face legătura cu structurile de rezistență din munți, de asemenea de a transporta armament în zonele muntoase. Apropo de rezistență acum punctual, am dus și am putut să ducem, de multe ori trebuia să dăm țuică contra muniție, contra PPC-uri, pistoarele cu probă, dar ce n-am putut depui și foarte bine, dacă niște puteam să divulg, că fiecare om își are gradul lui de topire, nu? Nemții când au plecat, au lăsat vreo 4-5 magazini, remize, la Ișanița, în care
Aveau, au lăsat până și 94 ani de vreme, erau multe de nevoie. A avut părerea de trenare în timp. Foarte bune. Dom'le, toate au fost luate de Dimitrie Caramânț, care a fost șeful corpului de la Craiova, și dus. Unde? Nu știu. Dar de câte ori se discuta în ședințele noastre, de atâte ori, gen poloneii, puneam și întrebări așa, ca pe cum adolescent, mă rog, 20 ani. Dar ce facem? Că avem mamă puțin, rușii sunt mulți. Și generalul, nu, Hărălău sau Petre Iorescu, nu vă îngrijiți că armamentul mai avem de la foștii noștri de abladiați. A fost anchetat. Mai puțin bătut pentru chestia asta. Dar vă mărturisesc că nici până acum, la vârsta pe care o am, nu știm cine a operat în nopțilele, unde i-au dus. Iar eu, când am dus ceva armament pe linia mănăstirilor, Lainici, până la care sunteți în regiunea Râmnicu Vâlcea, până la turnul și scărișoara de sus, și la Cozia jos, dar le-am zis că o mai târziu mai sus, mă rog, erau puține, erau așa mini depozite. Securitatea n-au mai bine voi cine vedeți acolo. A zis, bă, mi-a dat zice în jurături o anchetă pe 52, dar mi-a spus să mergem, iar 10 fuși cu tare cu tare. Și au făcut un referat, nu? Pe care spunea că sunt în zone alpine unde nu pot fi ridicate. Adică au zis și ei, au obișnuit, au trecut 8 ani, 10 ani, mai mult. Deci, cam, situația era că ne putem baza pe ceea ce au făcut unii și cu curaj și cu un prilej fericit. Ca să dobolești și meremizie germane, a însemnat eu, ca nepriceput, cea doamne, și-au lucrat o 7-8 zile. Ce-am aflat, atât am aflat, că au fost numai ofițeri. Nu un ofițer. Și s-a folosit și camioane încă în firme civile. Încolo n-am avut niciun pachet care de sus care să ajungă în mâinile noastre. Ați fost arestat în septembrie 1948. Puteți să ne spuneți care au fost circunstanțele în care ați fost capturat? Capturarea veneam de la munte, am făcut greșeală, au făcut alții greșeală, aveam două stații de alarmă, una la Piatra Olt, că am venit așa, așa, care n-au funcționat. Cea de la Baiu, de la Piatra Olt, cred că s-o fie trenul ăla de noapte, s-o fie curul, s-o fie, eu știu, seama nu am mai îndepat, nici nu am mai prins, nu? Cea de la Grăba era un vecin de-al meu, care poate i-a falsificat când a văzut că vin oamenii cunoscuți la mine în casă. Când am intrat în casă, bineînțeles că mi-au băgat niște pistoale în burtă și în spate și au luat lungul drum ale mânții către ei. Dar ceea ce este interesant este că probabil că au mare implicări dumneavoastră în operațiunile de rezistență și cele legate de desantul american. Ne-au considerat o țară în care dincolo de primele rapoarte care erau împotriva oricărei rezistențe, cele ulterioare, cât am avut timp acum, eu și cu un colegi al meu istoric, care s-a dus prin America, eram considerat cu un potențial activ major. Am înțeles. Așa erau la poate vreți și ce în special, colectivizare. Regulă. 80.000 de țărani au fost arestați. 80.000, măi. Și ați văd de traine, Nicolae Jorșescu, culme. Ca să ne groape pe... Deci, da. Ce vreau să spun este că dumneavoastră ați fost anchetat nu doar de securitate, ci de NKVD. Și de NKVD. Ci, nu, nu,
nu oricine era anchetat de NKVD, de poliție din NKVD. Cred că este foarte interesant să expuneți în ce constau diferențele dintre o anchetă de NKVD și ancheta securității, să zicem. Păi pus o întrebare că niciodată n-am făcut-o cu a răspuns publică. Domnule, ancheta securității mai scăpăie. Cum să spune? Știe că dacă s-o poți bătaia, dacă nu-ți dă în cap menuiu, veniți la mine la București, că am făcut o galerie la mine la institut, cu călării sau breza, nu? Și mi-a murit un prieten bun, un catolic, Francis Avelio, nu? Purta eroului martirului de la Osaka. Intra în proces, mureai sau mai supraviețuiei, dacă mai tineri aveai șanse, dacă la canal sau la mine, dacă mai puteai să rezista. Dar nu și era clar. Nu interesa lucrurile mărunte. Depozite, armătură, ce să zic. Lucruri care pentru securitatea noastră erau ce să au și îi se pare ceva așa, obligatorii să știe. A, legături. Îl și interesa un lucru care cred că l-a moșterit de la Ocrana. Și ce a fost la Ocrana? Poliția secretă țaristă. Mă gândesc să vin mai des la dumneavoastră. Ce lucru e important? În primul rând că te duceai cu bagajul, dar ei la veci, sub o sala EKVD-ului, cu o casă boierească, și când am intrat acolo, m-a luat în privire un învățător. Un învățător, n-are rost să vă spun numele, dar un om care îl mai chemau la Înger de Ruși. De ce? Nu mi-a spus și nici eu l-am întrebat. Mi-a spus un lucru. Erau foarte multe petriciuri, erau niște petriciuri de lemn, așa, erau foarte multe pachete care erau puse la căpă, la un fel de căpături. Și spuneau pachetele ăștia, sunt luate săptămânal, fiindcă cei care le-au posedat nu mai sunt în viață. Dar ei, frontiera între viață și moarte, era o chestiune de eu știu ce lege aveau. Ce trebuie să au dorit, în primul rând, să mă impresioneze, să spună, cam 67% din familia mea, profesorul Daniel, profesorul Pisa Matez, fratele meu, care, doctorul Cărăuș, deci a fost împușcat doctorul Cărăuș. Sfântul Coroșu, Polarul Părăușu, a fost împușcat în fața casei sale dintr-un jip de soldați în armata sovietică. Ce legătură avea doctorul Părăușu cu ofițerii superiori din armata sovietică? Ce bine că ne s-a dat. Evident că a spune că a avut legături înseamnă moarte pentru mine și serviciu pentru doctor. Doroc de ele mele că pe le mușca. Și vreau să știe, fiindcă într-adevăr, la laboratorul doctorului că ușiu, eu am văzut câțiva ofițeri superiori în haine de ară, până la pământ, păvântii, cu trei stele. Dom'le, pe asta e interesat, spui dacă ești sincer, orbă. Dacă ei își făceau opinia că vrei să-ți luați, îi dați pe scoară, erau trei la mine. O dată poate, poate a fost unul, o șapte. Se uitau din ochi. Și în special se uitau incisurile, dar de mărbile lor. Învățătorul m-a avertizat. Pentru nimic în urmă, la o întrebare care mă întrebe cu mai multe
să nu-ți plimbi eu ușor. Și să țin norocul meu cu o ancă, care m-a bătut la noi și m-a învățat de repede cu rău întrebare, eu să dăm cumva să te limiți ăștia, ca nu cumva să simte că învățăm să știi și vorbim cu ei. Deci cam asta este la perușii de răbă, că prima dacă ești de răbă. Și mai ales dacă a avut legătură în Suecia, formata sovietică. Și dacă ai fost peste graniță și dacă te-ai întors, știi ce te-ai întors, nu era cazul la mine. Mi-a dat numai o palmă, fără orice tu, care era și el militar, că ne-a tradus, s-a înfărut lui că trebuie să dea palmă, m-a întrebat o chestie de amănunt și am răspuns obraznic, am spus, păi dacă știți atâtea lucruri de amănunt, ce rost are să mă mai întrebați? La ce biserică sau în genul ăsta mă duc? Și mi-a dat o palmă, mi-a dat cu mine la pământ. Cam azi, nu mă mai întâmplă niciodată, m-a ținut încă 2-3 zile într-un plan de așteptare și vorbă, m-a băgat în jipul lor și m-a dus în dreptul la securitate. Ăștia ai mei de ghilimele, securiștii și credeam că te-au curățat. O nuanță de asta așa și de regret. Că nu mai puteți să mai credeți. Am înțeles. Domnule profesor, vă propun pentru buna desfășurare a acestei părți să dăm cuvântul și unea din doamne acum și să facem o mică pauză cu dumneavoastră și să dăm cuvântul doamnei dr. Galina Răduleanu. Doamna dr. Galina Răduleanu era în vârstă de 24 de ani în 1959, când a fost